Lucru pe care considerăm că este nenegociabil în 2016, publicarea bugetelor în format deschis, un format în care putem să facem o analiză, în care putem să căutăm. În momentul de față avem așa, bugetul se prezintă pentru că așa spune legea. Îl publică din obligativitate și încearcă, parcă încearcă, prin fișiere PDF scanate și printate și apoi scanate, să pună bețe în roate oricui ar vrea să facă o analiză reală, să caute costuri ascunse, să caute orice fel de informație cu care s-ar putea prezenta la o dezbatere publică sau. Și un alt lucru în care credem această publicare a bugetelor în format deschis, acum este o prezentare contabilă a bugetelor. Se prezintă cifrele și nu se prezintă exact cum ai și plătim programe. Ce, de unde au venit cifrele, cum au fost, cum au ajuns în buget, care este rolul lor și de ce ar trebui să facă. Nu se explică absolut nimic. Se dau cifrele și fiecare face ce vrea cu ele. Ce propunem? Un lucru simplu. Formatul deschis ar fi pur și simplu salvarea datelor care există în calculator, că primăria nu scrie cu pixul. Scrie într-un calculator și dar nu le salvează într-un format deschis și îl publică online, se duce, le printează, după care le scanează, după care le publică online. Deci, un proces complicat pentru un lucru simplu. Și în felul ăsta am putea primi feedback și critici de la cetățeni în mod real. Am putea vedea, am putea observa și am putea intra în primărie, ar putea intra în dialog real cu cetățenii pe buget, nu doar formal.